Salut! Și bine ați venit la un nou episod din Pati gătește cu ceară prin frigider. De această dată, în episodul de azi, sunt acompaniată de o prietenă, de fapt de două, Cami și, și Timi, a cărui mătușică sunt. Timi are mai multe mătușele, pe mai multe părți, București și Cluj, și eu fac parte din ele și sunt mândră. Episodul de azi e filmat chiar după ce m-am întors din Delta, dacă ați urmărit episodul anterior. Am stat câteva zile prin București și în zilele astea, într-una dintre zile, am gătit alături de Cami, adică ea a gătit și eu doar am filmat. Rețeta pe care o vedeți astăzi este o rețetă personală pe care ea a făcut-o și a inventat-o, așa că o să încerc să pun ingredientele așa cum îmi amintesc, dar din nou, cum o să vedeți pe parcursul videoului, această rețetă este din nou o rețetă personală, improvizată și făcută atunci când vrei să mănânci alături de prietene. Din păcate, da, când am filmat era încă vară și era cald și filmaseram în pantaloni scurți și așa. Acum, între timp, s-a făcut toamna aici unde sunt eu și beau un ceai pe terasă. Așa că sper că în serile astea friguroase în care stați în casă și în care nu știți ce să gătiți, dacă aveți cuptor la îndemână, rețeta asta este pentru voi, pentru că se poate face foarte ușor. Durează mai mult până se fac chestiuțele verzi, bame, dar până stau alea și se clocotesc și se fac oțetul, restul se face foarte ușor la cuptor și puteți oricând să mai puneți lângă ciuperci sau absolut orice. Și nu uitați să vă abonați la canalul meu, încercăm să aplaudez aproape fiecare miercuri sau fiecare joi, sau odată la 2-3 miercuri joi. Și în episodul următor o să am o altă invitată și o să vedeți despre cine e vorba, câțiva o cunoașteți, care vă uitați la vlogurile mele. Așa că n-am să zic mai mult și am să trec direct la partea în care se gătește. Și de Halloween pregătesc un video SEO special la care lucrez și nu vă spun mai multe chestii. Canalul meu nu e your usual recipe. Not just saying, în caz că lumea caută. You get high hopes sau alții legat de cum iese. Don't.
excelent. Da. Acum, teoretic, e consistența bună.